Adela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Vă invit la știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată câteva subiecte. Un deținut din penitenciarul 13 a fost șantajat de 5 colegi de celulă și obligat să-și doneze averea și organele pentru o datorie de 30.000 de euro. Convorbirile telefonice între Republica Moldova și România ar putea fi taxate ca un apel național. Autoritățile celor două state poartă deocamdată negocieri. Ploile cu grindină în raioanele Călăraș și Drochia au făcut prăpăd prin culturile agricultorilor. Autoritățile fac acum bilanțul distrugerilor. Președintele Vladimir Putin a inaugurat podul care face legătura între Crimea și Rusia. Construcția lungă de 19 kilometri este legătura simbolică dintre Federație și peninsula anexată de Moscova acum 4 ani. Un deținut de la penitenciarul numărul 13 a fost obligat de alți deținuți să joace cărți pe bani, să se drogheze și să consume băuturi alcoolice. În urma jocului, deținutul ar fi pierdut 30.000 de euro. Colegii de celulă i-au cerut să plătească pretinsa datorie prin înregistrarea unor imobile deținute de familia sa, pe numele unor persoane sau chiar să-și doneze unele organe. În caz de nesupunere, pușcăriașul era amenințat cu moartea. Acesta a decis să povestească totul oamenilor legii. În urma percheziților, polițiștii au găsit în penitenciar telefoane mobile, cartele SIM și alte dispozitive folosite la comiterea infracțiunii. Cei 5 inculpați implicați riscă până la 15 ani de închisoare, pe lângă pedeapsa deja primită. Un cetățean moldovean este acuzat în Rusia de organizarea unui atac terorist. Presa rusă scrie că bărbatul, împreună cu alți 3 complici din Tajikistan, ar fi planificat un atac armat în perioada sărbătorilor de iarnă. Unde ar fi fost instruit, vă spunem în Telejurnal. Convorbirile telefonice între Republica Moldova și România ar putea fi taxate ca un apel național. Există premisă ca tarifele de roaming între cele două țări să fie eliminate. Cel puțin asta spun autoritățile după o discuție între premierul de la Chișinău, Pavel Filip, și ministrul economiei de la București, Dănuț Andrușca, aflat într-o vizită în Republica Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitatea de a elimina tariful de roaming după practica aplicată pentru țările europene. Autoritățile nu au precizat când s-ar putea întâmpla acest lucru. Alte discuții s-au purtat despre proiectul de prelungire a gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău, care ar trebui să fie realizat într-un termen scurt. Data limită de începere a lucrărilor de construcție a conductei este luna septembrie. Noi ne dorim că cetățenii noștri să poată apela, să poată telefona mai la preț mai accesibil. Ne dorim atunci când mergem în România să avem costuri mai mici. Evident că vor fi și pierderi din partea unor agenți economici, operatori, dar o să discutăm. Lucrul ăsta se face în condiții de înțelegere între operatori. Victima unei crime brutale petrecută în urmă cu câteva zile într-un parc din Frankfurt s-a dovedit a fi o femeie de 29 de ani, originară din Republica Moldova. Victima a fost găsită fără suflare în iarbă de un bărbat care își plimba câinele prin parc. Femeia fusese înjunghiată de cel puțin 20 de ori în partea superioară a trunchiului, pe brațe și în zona capului. Polițiștii germani cercetează mai multe ipoteze în acest caz. Potrivit site-ului german de știri Epoch Time, tânăra locuia de mai mulți ani în Germania și ar fi fost implicată într-un scandal sexual. Se pare că urma să fie chemată în fața instanțelor de judecată pentru că ar fi dat declarații false într-un dosar de hărțuire sexuală. Mai exact, ar fi susținut că mai mulți tineri de origine arabă au hărțuit-o sexual la o petrecere de revelion dintr-un restaurant din Frankfurt, în ajunul anului nou 2017. Cercetările efectuate de poliție au dezvăluit însă că tânăra nu a fost în ajunul anului nou în Frankfurt și nici nu ar fi fost victima agresiunilor sexuale. În apropiere de locul crimei a fost găsită și mașina victimei, în valoare de 70.000 de euro. Între timp, polițiștii germani au reținut și un suspect, un bărbat de 50 de ani, acuzat în același dosar cu victima. Anchetatorii spun că există mai multe scenarii după care își conduc investigațiile. Unul dintre acestea ar fi că cineva implicat în dosarul de hărțuire sexuală a vrut să o reducă la tăcere. Un alt motiv ar putea fi de natură financiară. Însă investigatorii nu exclud nici posibilitatea ca femeia să fi fost victima unor persoane suspecte din anturajul său.
Ploile cu grindină în raioanele Călăraș și Drochi au făcut prăpăd în culturile agricultorilor. Oamenii din mai multe localități fac acum bilanțul distrugerilor. În satul Pârjolteni, grindin a distrus 28 de hectare de livezi și 11 hectare cu vie. Alte 70 de hectare de livezi au fost afectate din grindină în localitatea Horodiște. În satul Mândâc, din Drochi, ploaia cu grindină a distrus peste 180 de hectare de sfeclă de zahăr. Comisiile pentru situații excepționale au început în aceste localități evaluarea exactă a pagubelor. În cel mai scurt timp vor începe lucrările de reabilitare a scărilor din granit din Parcul Valea Morilor din Chișinău. Reparația lor va fi posibilă cu sprijinul financiar de peste 900.000 de euro venit din partea primăriei sectorului 1 București. Un acord a fost semnat astăzi de către primarul interimar al Chișinăului Ruslan Codreanu și primarul sectorului 1 al Bucureștiului Daniel Tudorache. În urma semnării acordului, primăria Chișinău va beneficia de un grant în valoare de peste 18.970.000 de lei, adică 920.000 de euro. Proiectul se referă la reconstrucția scării din granit din cel mai important parc al Chișinăului. Este un acord cadru, un proiect simbolic pentru înfrățirea noastră a sectorului 1 și a pretoriei centru din Chișinău. Primăria municipiului Chișinău își asumă cheltuielile în proporție de 5% din valoarea totală a proiectului, ceea ce constituie aproape 945.000 de lei, dar și cheltuielile de proiectare, asistență tehnică, lucrări de efectuare a expertizelor documentației de proiect și supravegherea tehnică a lucrărilor de execuție. Este cel mai important parc de agrement și lac de acumulare în municipiul Chișinău, unde zilnic mii de oameni tineri, oameni în vârstă, își petrec timpul. Ne angajăm să fim un partener credibil și să implementăm proiectul având rezultate frumoase și vă invităm atât la început de proiect, cât și la sfârșit de proiect, să ne bucurăm împreună de rezultatul frumos. Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, împreună cu pretorul sectorului centru, Pavel Rusu, se află într-o vizită oficială în capitala României. Implementarea proiectului va începe în perioada imediat următoare, iar lucrările vor dura 14 luni. Alegătorii din localitățile în care pe 20 mai se vor desfășura alegeri locale pentru funcția de primar au posibilitatea să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale, atât în secțiile de votare, cât și online, accesând pagina electronică a Comisiei Electorale Centrale. CEC informează că modificări în listele electorale pot fi solicitate de către alegători, Comisiei Electorale Centrale sau Biroului Electoral până pe 19 mai. Totodată, cetățenii care au întrebări ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pot suna la linia de informare a alegătorilor 022 880101. Un cetățean moldovean este acuzat în Rusia de organizarea unui atac terorist. Presa rusă scrie că bărbatul, împreună cu alți trei complici din Tajikistan, ar fi planificat un atac armat în Rusia în perioada sărbătorilor de iarnă. Cei patru fac parte din gruparea Stat Islamic și ar fi pus totul la cale într-un apartament din Moscova. Acolo, oamenii legii au găsit arme, muniții și dispozitive explozibile. La interogatoriu, cei trei cetățeni din Tajikistan au negat orice acuzație și au spus că nu fac parte din gruparea de teroriști. Cetățeanul moldovean a recunoscut totul și a spus că a cumpărat armamentul de la un individ cunoscut pe o rețea de socializare. Polițiștii ruși au stabilit că toți cei patru suspecți au fost instruiți în lagărele grupării Stat Islamic, iar atacurile ar fi fost pregătite la indicația emisarului grupării teroriste din Turcia. Toți riscă acum până la 18 ani de închisoare. Irigare performantă, soiuri inovative, tehnică modernă și chiar monitorizare online. Sectorul agricol din Republica Moldova a intrat în era digitală. Cum îi ajută inovațiile tehnologice pe fermieri, vedeți în telejurnal. Președintele Igor Dodon anunță cu mare fast obținerea de către Republica Moldova statutului de observator al Uniunii Euroasiatice. Șeful statului spune că noul statut va oferi posibilitatea de a majora cotele de export pe piața estică. În replică, guvernarea de la Chișinău îi amintește președintelui că singurul vector extern al Republicii Moldova este cel european, iar șeful statului nu are competenția de a modifica acest vector.
Președintele Igor Dodon spune că obținerea statutului de observator al Uniunii Euroasiatice va oferi țării noastre beneficii economice prin majorarea exporturilor pe piața estică, prin renegocierea prețului la gazul rusesc, dar și prin avantaje acordate cetățenilor moldoveni care muncesc în Federația Rusă. Potențialul este enorm, economic. Nu mă interesează partea politică, mă interesează partea economică și sunt ferm convins că acest lucru interesează pe toți producătorii noștri autohtoni. Am putea să discutăm referitor la politica migrațională față de cetățenii noștri care muncesc în țările membre ale Uniunii Euroasiatice. Șeful statului spune că noul statut obținut la Sochi nu contravine acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Este un avantaj suplimentar care dă posibilitatea Republicii Moldova să fie un pod între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică. Și noi trebuie să utilizăm această posibilitate. Guvernarea de la Chișinău nu este deloc încântată de noul statut negociat de Igor Dodon. Președintele Parlamentului spune că statutul de observator nu are efecte juridice, întrucât lipsește acordul Parlamentului, care este organul reprezentativ al Republicii Moldova. Igor Dodon și PSRM sunt cei care au primit statut de observator și categoric nu statul Republica Moldova. Țara noastră este deplin angajată în cooperarea cu Uniunea Europeană, iar parcursul european este singura opțiune strategică de dezvoltare a țării, care oferă șanse de progres și stabilitate pentru generații. Nici Igor Dodon și nici alt demnitar nu poate, fără suportul Parlamentului, să decidă alt curs pentru Republica Moldova. În conformitate cu dreptul internațional și Constituția Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova, în calitate de șef al statului, reprezintă Republica Moldova în relațiile internaționale, poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova, fără prezentarea deplinilor puteri suplimentare din partea unui organ de stat. Obținerea statutului de observator al Uniunii Euroasiatice nu presupune obținerea ulterioară a statutului de membru. Potrivit legii, statele membre ale Uniunii Euroasiatice nu pot fi țări care au semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Statutul de observator al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Euroasiatice nu are putere juridică, iar decizia este o favoare a Moscovei doar pentru Igor Dodon. Opinia a fost exprimată la emisiunea Punctul Peaz de vicepremierul pentru integrarea europeană, Iuri Leancă. Ce spun experții economici, vedeți în continuare. Directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chircă, spune că statutul de observator în cadrul Uniunii Euroasiatice, controlată în totalitate de Moscova, nu oferă niciun avantaj Republicii Moldova. Un astfel de statut, practic, a fost inventat pentru Republica Moldova. Niciodată Federația Rusă, ca locomotivă acestei formațiuni interstatale și Uniunii Vamale, nu a inițiat sau nu a avut în statutul său statut de observator. Deci este strict politică, pe care, încă o dată, Igor Dodon și-a realizat-o doar pentru a demonstra că care este orientarea lui. Moscova i-a făcut un fel de favoare, dar e o chestiune care nu aduce niciun fel de implicații sau efecte juridice pentru Republica Moldova, dar, din păcate, generează și mai multă confuzie în afara Republicii Moldova. Dar cu consecințe legale destul de grave care pot surveni pentru domnul Dodon, pentru astfel de acțiuni, pentru că el nu avea mandatul să facă acest lucru. Din păcate, problemele care agenții economici din Republica Moldova, care au relații comerciale cu cu companii din Federația Rusă, problemele care se ciocnesc nu au fost rezolvate. Domnul Dodon, dacă ar vrea să demonstreze că într-adevăr are capacități, are un lobby puternic la Moscova, ar trebui să depună acest efort, astfel încât Kremlinul cel puțin să-și respecte angajamentul în cadrul CSI-ului. A prejudiciat interesele Republicii Moldova, ale întreprinzătorilor, a economiei. La moment, această construcție deja este pe cale de destrămare. Există conflicte foarte serioase între Belarus și Federația Rusă pe același scenariu pe care l-a avut și Republica Moldova, când Federația Rusă obstrucționează exporturile dinspre Belarus către Federația Rusă. Mai mult ca atât, odată cu crearea unui spațiu comun, Belarus și Kazahstan au pierdut enorm din încasarea taxelor de import.
Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova. Vizita se va concentra pe modul în care politica de coeziune, în special prin intermediul strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și prin programele de cooperare transfrontalieră, poate oferi sprijin necesar dezvoltării regionale și creșterii economice în Republica Moldova. La Chișinău, un altul oficial european se va întâlni cu premierul Pavel Filip, dar și cu alți oficiali. Sâmbătă, 19 mai, Corina Crețu va vizita orașul Ungheni, una din localitățile în care se desfășoară manifestări dedicate Zilei Europei. Au fost stabilite cauzele probabile ale izbucnirii incendiului devastator de la Institutul de Zoologie din Chișinău din 20 aprilie. Specialiștii cred că flăcările puteau porni de la un scurt circuit în rețeaua electrică a unui operator de telefonie mobilă. O altă cauză probabilă vizează imprudența în timpul utilizării focului deschis de către o echipă de muncitori care lucra la clădire. La lichidarea incendiului au intervenit peste 100 de pompieri cu 14 autospeciale de intervenție. Potrivit conducerii Institutului Academiei de Știință a Moldovei, prejudiciul ajunge la aproape 7 milioane de lei. Deși Chișinăul a bătut palma cu Tiraspolul încă de anul trecut, ca fermierii cu terenuri după traseul Râbnița-Tiraspol să-și poată prelucra pământurile și în acest an agricultorii primesc compensații de la stat. Și asta pentru că vor intra în posesia terenurilor abia după 1 august, adică la sfârșitul perioadei de recoltă. Cei peste 5500 de fermieri care au terenuri dincolo de drumul Râbnița-Tiraspol vor lua și în acest an compensații pentru că nu își pot lucra pământurile. Vor primi câte 1229 de lei și 68 de bani pentru fiecare hectar sechestrat în stânga Nistrului. Metoda am luat-o din 2016, dar banii de care spuneți dumneavoastră, la început nu au fost incluși, i-am inclus acum, adăugător. Văzut că sumele este o să fie alocate pe 2017 și 2018. Autoritățile dau asigurări că de la 1 august, cele peste 6.000 de hectare sechestrate vor ajunge în posesia fermierilor fără alte probleme și că vor fi ultimele compensații pe care le oferă. Cred că va fi pentru ultima dată când acordăm acești bani, cel puțin noi așa ne dorim, pentru că în rest își vor putea exercita toate drepturile asupra terenurilor agricole. În luna noiembrie 2017, Chișinăul și Tiraspolul au semnat un protocol prin care fermierii trebuiau să intre în posesia pământurilor în 2 luni, așa că guvernul nu a mai prevăzut în bugetul de stat bani pentru aceste compensații, doar că reprezentanții regiunii transnistrene s-au răzgândit și au cerut ca agenții economici din stânga Nistrului, care au prelucrat până acum aceste pământuri ce nu le aparțin, să-și poată strânge recoltele. La acest acord cu partea transnistreană s-a ajuns după ce a fost aprobat bugetul pe anul 2018, respectiv noi banii acestea n-am putut să-i prevedem acolo. În cazul de față, noi avem toate condițiile legale pentru a acorda banii respectiv din fondul de rezervă. Regimul separatist a început să intimideze fermierii care au terenuri dincolo de drumul Râbnița-Tiraspol încă în anul 2003, limitându-le accesul în regiune. În 2005, administrația separatistă le-a interzis să-și strângă recolta de pe aproape 4.000 de hectare, iar fermierii au înregistrat doar în acel an pierderi de aproape 5 milioane de lei. În tot acest timp, regiunea transnistreană a refuzat să pună în discuție acest subiect, iar Chișinăul a plătit compensații. Irigații performante, soiuri inovative, tehnică modernă și chiar monitorizarea online. Sectorul agricol din Republica Moldova a intrat în era digitală. Inovațiile implementate sporesc productivitatea și oferă agricultorilor posibilitatea de a-și gestiona mai bine afacerile. Acum 3 ani, familia Balan din satul Lingura, raionul Cantemir, a reușit împreună cu alți agricultori să construiască cel mai mare și mai inovativ depozit frigorific din Republica Moldova. Depozitul frigorific dispune de un sistem de păstrare și de răcire modern, adică nu usucă din prima și produsul este mai mult timp verde și ciorchinul este mai mult timp verde și produsul este mai mult timp plin cu toate substanțele nutritive. Depozitul are 24 de camere frigorifice și o capacitate de 2000 de tone. În plus, acesta poate fi monitorizat de la distanță. Întreg frigiderul nostru este monitorizat online, adică nu este necesar ca noi să fim
24-24 aici. Noi de acasă, din oricare colț al lumii, din, la birou, din, din câmp, dacă vrem, ne unim cu sistemul nostru de monitorizare. Acolo vedem în fiecare cameră temperatura, umiditatea, pH și așa mai departe, adică viteza de circulație a aerului, toți parametrii necesari pentru ca să stabilim dacă în cameră totul este bine sau nu. Dar nu s-a oprit aici, căutând soluții pentru nevoile întreprinderii, tinerii au implementat practici agricole moderne văzute peste hotare. Cel mai greu pentru noi a fost finanțarea, adică banii, pentru a procura acest sistem, fiindcă el nu e ieftin. În rest, a fost simplu. Avantajul, în primul rând, este acela că, chiar și dacă este secetă, noi avem posibilitatea să irigăm și să obținem oricum un produs bun și cantitativ și calitativ. În curtea întreprinderii se află și un bazin de acumulare, datorită căruia viile și livezile sunt irigate corespunzător. Sistemul de irigare este prin picurare, adică el permite ca apa să ajungă strict acolo unde trebuie, anume la plantă, la copac sau la vie. Și practic este și cel mai efectiv și cel mai bun sistem de irigare din lume. Pentru implementarea inovațiilor, agricultorii au beneficiat de subvenții din cadrul proiectului MACP, Agricultura Competitivă în Moldova. Este un proiect finanțat de Banca Mondială și vine să adauge valoare adăugată la subvențiile pe care le face AIPA, pe lângă Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural, și cu banii Băncii Mondiale, și mai este și programul IMPART, care vine iarăși să aloce bani suplimentari în Fondul Național prin bugetul de stat de la Comisia Europeană. Un alt aspect al agriculturii inteligente ține de scăderea cheltuielilor, adaptarea la schimbările climei și valorificarea corectă a potențialului agricol. Experții susțin că aceste modele tatonează terenul pentru acea agricultură inteligentă spre care tindem. O sculptură unicat semnată de Constantin Brâncuș s-a vândut aseară pentru o sumă record, 71 de milioane de dolari, în cadrul unei licitații organizate de Casa Christie's la New York. Vă arătăm opera de artă mai târziu în telejurnal. Israelul i-a ordonat consulului turc la Ierusalim să plece. Este răspunsul la acțiunea Ankara, care a cerut ambasadorului Israelului să părăsească temporar țara. Este o nouă criză diplomatică între cele două țări după moartea 60 de palestinieni în ziua inaugurării ambasadei americane. Palestinienii au reluat protestele în timp ce Consiliul de Securitate ONU s-a reunit după violențele din fâșia Gaza. Palestinienii au continuat protestele, au dat foc la cauciucuri și au aruncat cu pietre în forțele israeliene care au recurs la gaze lacrimogene. Tot mai multe țări, între care Marea Britanie și Germania, se pronunță pentru o anchetă independentă în privința violențelor din fâșia Gaza. Membrii Consiliului de Securitate au păstrat un moment de reculegere. The use of lethal force must only be a last resort. And you just have to look at the different casualty figures on both sides to see that it's not being used as a last resort. Armata israeliană spune că a acționat standard și că susținătorii mișcării jihadiste Hamas au încercat să forțeze intrarea în Israel. Every country in the world has the right to defend itself. In faced with terror attacks or terror groups, it is time the international community accepted that fact and turned its attention toward Hamas. Turcia a criticat vehement Israelul după moartea celor 60 de palestinieni. Au fost rechemați ambasadorii de la Tel Aviv și Washington și a fost decretat doliu național. Turcia i-a cerut ambasadorului israelian la Ankara să părăsească țara pentru un timp. Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat podul care face legătura dintre Crimeea și Rusia. Construcția lungă de 19 km este legătura simbolică dintre Federație și peninsula anexată de Moscova acum 4 ani. Deocamdată s-a dat în folosință doar partea rutieră a podului. Astfel, Crimeea nu va mai fi izolată, spun autoritățile ruse. Până la sfârșitul anului viitor, pe podul care a costat aproape 4 miliarde de dolari, vor circula și trenuri. NATO a condamnat inaugurarea de către Rusia a podului care leagă de Crimeea, spunând că este o nouă demonstrație a disprețului arătat de Moscova față de dreptul internațional. Ucraina consideră Crimeea teritoriu ocupat de Rusia și îi sancționează pe toți cetățenii străini care vizitează peninsula fără acordul Kievului.
E alertă roșie în Hawaii, în zona vulcanului Kilauea, a fost declarată la mai bine de o săptămână de la începutul erupțiilor. Prin noile fisuri apărute în scoarță sunt eliberate în atmosferă cantități mari de dioxid de sulf și alte gaze toxice. Viața localnicilor este în pericol. Autoritățile locale atenționează pe oameni că părăsirea zonei este cel mai bun mod de protecție, însă mulți nu vor să plece. Celor rămași li se recomandă să evite activitățile în aer liber, să consume cantități mari de lichide și să țină ferestrele și ușile închise. Geologii avertizează că în aceste zile s-ar putea produce noi erupții violente. Pyongyang a anulat întâlnirea dintre liderii nord-coreeni și sud-coreeni care trebuia să aibă loc astăzi. În egală măsură, a avertizat că ar putea renunța și la întâlnirea istorică dintre Kim Jong-un și președintele Donald Trump din cauza exercițiilor militare comune americano-sud-coreene. Anunțul a fost făcut cu numai câteva ore înainte de reuniunea care trebuia să aibă loc într-un sat din apropierea frontierei comune. Pyongyang a criticat manevrele aeriene americano-sud-coreene în care sunt implicate peste 100 de avioane, inclusiv interceptoare F-22 și bombardiere strategice B-52. Bucane, vedem, se gazilor eu ca și simta. Ce pot zile? N-am bucan gherel, ce cum, ciozele nagheta. Soctu, ciozele noi, vedem, am ghecu. Tu în cerul, nu? Hambandoie să 미국의 4대 전략자산 전개 결코 용인하지 않겠다. 이런 대미 메시지 담겨 있고 세 번째로는 În plus, Coreea de Nord refuză să accepte insistențele Statelor Unite privind oprirea programului său nuclear militar și nu dorește ca denuclearizarea să fie o condiție preliminară pentru acordarea de garanții de securitate. Coreea de Nord și Coreea de Sud sunt practic în stare de război din 1948, iar recenta întâlnire dintre președinții celor două țări a creat speranța unei reconcilieri istorice. O sculptură unicat semnată de Constantin Brâncuș s-a vândut aseară pentru o sumă record, 71 de milioane de dolari, în cadrul unei licitații organizate de Casa Christie's la New York. Tânăra sofisticată este din bronz lustruit și a fost realizată de maestrul român la Paris în 1932. Sculptura este un portret stilizat al scriitoarei și activistei anglo-americane Nancy Cunard. Suma cu care s-a vândut sculptura lui Brâncuș nu este singurul record înregistrat aseară în lumea artei. În cadrul unei alte licitații organizate de Casa Sotheby's, un tablou de Modigliani a devenit cel mai scump vândut vreodată. 157,2 milioane de dolari a fost prețul cu care a fost achiziționată pictura Nud Înclinat, realizată în 1917 și care este și cel mai mare tablou semnat Amedeo Modigliani. Sunt plecați de ani de zile peste hotare, dar sunt tot cu gândul acasă. Mai mulți basarabeni stabiliți în Marea Britanie le-au făcut o surpriză elevilor de la liceul cu profil sportiv din Chișinău. Ce le-au adus în dar, vă arătăm în telejurnal. Traficanți de droguri prinși de polițiști în două locuințe din sectorul Buiucane al Chișinăului. În urma descinderilor, oamenii legii au găsit și ridicate aparate confecționate artizanal pentru porționarea drogurilor, pachetele în care se afla o masă vegetală cu un miros specific și fiole cu un lichid necunoscut. Au fost reținuți doi bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 37 de ani, care au fost duși la poliție pentru audieri. Totodată, oamenii legii încearcă să identifice complicii traficanților și proveniența narcotice. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă până la 15 ani de închisoare. Fabrică de idei. Astăzi a fost lansată prima platformă online care va oferi tinerilor din Republica Moldova oportunitatea de a-și construi propria idee de business. Îndrumați de mentori cu experiență, beneficiarii, indiferent de locul în care se află, vor avea posibilitatea să lanseze o afacere și chiar să o extindă la nivel global. Chiar dacă și-ar dori să dezvolte o afacere, tinerii din Republica Moldova susțin că nu au bani și nici cunoștințe în domeniu. Platforma online AppFactory umple acest gol printr-un simplu click la adresa www.appfactory.co. Tânăr care are o idee de afacere și care, eu aș spune, care este dedicat ideii sale și are un interes să dezvolte afacerea sa, se înregistrează în această platformă și introduce datele de contact, descrie domeniul și ideea sa de afacere, după care este invitat, spre exemplu, este invitat în
cabinetul personal, adică în mijlocit în platformă. Timp de 3 luni, beneficiarul va trece prin 11 module, va executa mai multe sarcini și va primi feedback de la mentori, experți internaționali, dar și de la alți membri ai comunității. Tânărul trebuie să treacă, spre exemplu, 7 pași pentru a consolida ideea sa de afacere. Și pentru fiecare pas sau pentru fiecare însărcinare, noi, spre exemplu, îi dăm 8 ore, 48 ore, în dependență de complexitatea acestui task, acestei însărcinări. Acum, odată cu finalizarea fiecărui modul, dar și cu finalizarea fiecărui pas dintr-un modul, tânărul antreprenor este supus anumitor verificări. Platforma online va contribui astfel la dezvoltarea de oportunități economice pentru tineri. Considerăm că astfel mai mulți tineri vor avea acces, indiferent de regiune, indiferent de rezidența tânărului, să acceseze această platformă și să-și inițieze afacerea. Ne propune ca până în 2020 să avem cu cel puțin 30% a numărului tinerilor care sunt abilitați economic. Taxa de accesare a platformei este de $250, dar banii sunt returnați la final de program. Noi solicităm acești bani doar pentru a împărți cumva responsabilitatea pentru afacere care dumneavoastră doriți să o lansați și acești bani sunt întorși înapoi la finele programului. Deci, practic, noi sperăm că găsim resurse suficiente ca să facem această platformă să funcționeze în felul dat. AppFactory este platforma dezvoltată de DreamApps cu sprijinul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în cadrul programului de granturi 2017 pentru organizațiile de tineret. În primele 3 luni ale anului, în Republica Moldova au venit aproape 50.000 de turiști, mult mai mulți decât în perioada similară anului trecut, arată statisticile. Cei mai mulți vizitatori care s-au cazat în Republica Moldova au venit din România. Ucrainenii și rușii au manifestat și ei un interes sporit pentru locurile pitorești din Basarabia. Într-un top 10 al țărilor de unde vin turiștii străini care au noptat la un hotel sau o pensiune din Republica Moldova, intră și Statele Unite ale Americii, Italia, Turcia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Israel și Polonia. Durata medie de ședere a unui turist a fost de 5 zile. Cel mai așteptat eveniment sportiv al anului are loc sâmbătă în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Olympic Fest 2018 este dedicat Jocurilor Olimpice de Tineret din Buenos Aires și motoul ne îndeamnă să susținem sportivii noștri la marea competiție. La concurs vor fi și jurnaliștii TVR Moldova. Postul nostru de televiziune este partener media al evenimentului. Ediția din acest an a Olympic Fest este dedicată Jocurilor Olimpice de Tineret din Buenos Aires, care vor avea loc în octombrie. Sâmbătă, începând cu ora 9:30, elevii școlilor sportive vor organiza o paradă prin care vor îndemna oamenii să susțină sportivii noștri la Buenos Aires. Startul tradiționalei curse olimpice va fi dat la orele 10. Organizatorii speră astfel să încurajeze oamenii la o viață mai activă. Imediat când participă la așa evenimente, fiecare tânăr sau fiecare familie înțelege plusurile și aturile acestor evenimente și mulți din ei devin practicanți, fac sport activ. Увеличилось количество конкурсов среди маленьких детей. Различные будут городки для их времяпровождения. Этот праздник, он у нас уже приобрел формат очень большого, красивого праздника. Я надеюсь, что мы это сохраним и наш праздник пройдет очень хорошо и весело. Participanții se vor întrece la fotbal, tenis, tir cu arcul, box, lupte, badminton sau tenis de masă. Programul va include și activități sportive pentru întreaga familie. Totodată, participanții au șansa să-i cunoască și să facă fotografii cu medaliați și campioni olimpici. Și echipa TVR Moldova va fi prezentă la cel mai așteptat eveniment sportiv al anului. Jurnaliștii Vitalie Guțu, Vasile Munteanu, Irina Bejenaru, Vitalie Enache și Cristina Petrache îți dau întâlnire sâmbătă în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Echipa TVR Moldova îndeamnă pe toată lumea de la mic la mare să participe la Olympic Fest, un eveniment sportiv al anului, aș spune eu. Noi, jurnaliștii de la TVR Moldova, mergem în piața Marea Adunări Naționale, sâmbătă, pe 19 mai, la Olympic Fest, pentru a ne distra, a face sport și a câștiga, pentru că la TVR Moldova sunt doar campioni. Așa că haideți împreună să fim campioni!
Sunt plecați de ani de zile peste hotare, dar cu gândul tot acasă. Mai mulți cetățeni moldoveni stabiliți în Marea Britanie le-au făcut o surpriză elevilor de la liceul cu profil sportiv din Chișinău. Le-au adus în dar rechizite școlare, echipament sportiv și multe alte lucruri necesare. A fost o zi specială pentru elevii de la Liceul Republican cu profil sportiv din Chișinău. Copiii au primit 6 mașini cu ajutare umanitare din partea a 2 ONG-uri din Marea Britanie. Englezii au insistat ca să pregătească câte o cutie personalizată pentru fiecare copil și deci fiecare copil din internat, peste 500, vor primi câte o cutie cu rechizite școlare, cu îmbrăcăminte, cu produse de igienă. Pe terenul școlii a fost organizat și un campionat de fotbal, la care au participat 7 formații din țară. Competiția a fost câștigată de echipa gazdă. A fost un turneu foarte organizat, depunem foarte multă muncă la antrenamente și avem victorii multe. La final, toți jucătorii au primit medalii și premii din partea organizatorilor. Acest cadou înseamnă pentru noi dorința de a merge mai departe și a obține noi și noi rezultate. Ajuns deja la a treia ediție, turneul a fost organizat de Vladimir Trofim, un fost absolvent al liceului care s-a stabilit în Marea Britanie de 15 ani. Niciodată nu a uitat însă de locul unde a crescut. Mă întorc înapoi în instituția în care am absolvit și am trăit 6 ani. Mă simt cu euforie foarte, foarte plăcut, surprins și că văd antrenorii și profesorii mei și copiii, când văd bucuria asta la copii, pe zâmbetele lor că joacă și vine cineva, le au atenția, îmi pare bine. Elevii noștri, că sunt sportivi, au nevoie de mult mai mult decât, mă rog, le putem noi oferi. Și de aceea, încă o dată accentuez faptul că mă bucur, faptul că noi cu foștii noștri elevi putem să realizăm unele proiecte atât de importante. În Republica Moldova au ajuns în total 8 mașini cu ajutoare umanitare, dar 2 dintre ele au fost repartizate sportivilor cu dizabilități din orașul Rășcani. În luna septembrie, cele 2 organizații neguvernamentale din Marea Britanie promit că vor veni din nou cu daruri la liceul sportiv din Chișinău. Familia regală a României a trimis prințului Harry și miresei sale Meghan Markle un cadou inspirat de coloana infinitului a lui Constantin Brâncuș, o pereche de cercei și o brățară pentru Meghan și buton pentru prințul Harry, toate din aur. Mai târziu, în telejurnal, vedeți cadourile princiare. O furtună puternică a răvășit New Yorkul și regiunile din vecinătate. Vântul puternic a doborât copaci, numeroase zboruri aeriene au fost anulate, iar traficul feroviar a fost perturbat. Locuitorii din New York, Long Island, Rockland și Westchester au fost avertizați de apropierea unui front atmosferic care poate aduce ploi torențiale, grindină și tornade. Milioane de oameni sunt amenințați. În comitatul Frederick și statul Maryland s-au produs inundații. Din Pennsylvania până în New England au fost instituite sisteme de avertizare pentru tornade. Meghan Markle vine în familia regală britanică cu un suflu proaspăt, iar presa britanică îi analizează gesturile și ținutele în detalii. Comparația cu Kate Middleton, ducesa de Cambridge, soția prințului William, este frecventă. Cele 2 vor deveni cumnate în câteva zile și vor redefini noua generație a monarhiei britanice. William s-a îndrăgostit la prima vedere de Kate și se pare că și Harry, fratele lui mai mic, a fost în aceeași situație. Kate s-a logodit într-o impecabilă rochie albastră, iar Meghan într-o rochie verde închis, ambele ținute fiind superbe și punându-le în evidență siluetele. Ambele inele dăruite de prinț au avut elemente ce i-au aparținut prințesei Diana, mama lor. Relația dintre Kate și Meghan este deja fascinantă pentru analiștii monarhiei britanice, care văd cum o nouă generație începe să se impună în sufletul britanicilor. În cele mai recente apariții împreună ale celor 4, s-a remarcat că Meghan a fost cea care a vorbit cel mai mult. Un semn că vrea să fie în centrul atenției, ceea ce nu pare să o deranjeze prea mult pe Kate, mama 3 copii. Soția prințului William își știe foarte bine rolul în familia regală, spun specialiștii. So she's got that wonderful satisfaction of being a family person and you know she will become a queen. So if she feels a little bit, Meghan has to curtsy to her. Kate este conservatoare și elegantă, iar Meghan modernă și îndrăzneață. Ambele par a avea o atingere magică. Orice îmbrac
că se transformă imediat într-un record de vânzări pentru produsul respectiv. Analiștii ai monarhiei britanice estimează că legătura dintre cele două va fi întărită și de faptul că nu provin din familii regale. Se adaptează regulilor și stilului regal și alături de cei doi prinți scriu o nouă pagină a monarhiei britanice. Familia regală a României a trimis prințului Henry și miresei sale un cadou inspirat de coloana infinitului a lui Constantin Brâncuș. O pereche de cercei și o brățară pentru Meghan și buton pentru prințul Henry, toate din aur. Camelia Cichi a stat de vorbă cu designerul care le-a creat. Creatorul bijuteriilor, Malvina Cervenski, povestește că familia regală și-a dorit ca darul pentru prințul Harry și Meghan Markle să fie de inspirație românească. Este vorba despre o pereche de butoni pentru prințul Harry și o pereche de cercei și o brățară pentru Meghan Markle. Simbolul bijuteriilor este coloana infinitului, opera celui mai faimos artist român Constantin Brâncuș. Casa regală le-a ales drept dar de nuntă, datorită mesajului special, un omagiu adus tradițiilor și folclorului românesc. Faptul că dragostea adevărată este o forță care poate schimba lumea, care ne orientează către valori autentice și ne motivează mereu să devenim cele mai bune versiuni ale noastre. Malvina Cervenski este furnizor al Casei Regale a României și multe dintre colecțiile ei de bijuterii sunt inspirate de Brâncuș sau chiar de Regina Maria. Familia regală română nu va participa de data aceasta la nunta din Marea Britanie, dar până acum a fost nelipsită la căsătoriile de la Palatul Buckingham. Să vedem acum cotațiile valutare pentru mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 55 de bani pentru un dolar american cu un ban mai mult. Moneda europeană scade la 19 lei și 51 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 21 de bani, iar hrivna ucraineană va avea valoarea de 63 de bani. Rubla rusească rămâne la 26 de bani. Numărul 1 mondial, românca Simona Halep, a debutat la turneul de la Roma contra japoneze Naomi Osaka, pe care a învins-o detașat. Înaintea meciului, Simona s-a întâlnit cu artistul pe care îl vrea la nunta ei, Andrea Bocelli. Halep s-a întâlnit la Roma cu artistul pe care îl vrea la nunta ei, Andrea Bocelli, cel mai bun. Nu și-a ascuns Simona fericirea de a-i dărui italianului împreună cu Del Potro o minge cu autografe semnate de cei mai buni jucători aflați la Open-ul Italiei. A fost uimitor, îmi place foarte mult Andrea Bocelli și a fost extraordinar să-l văd atât de aproape. Love in Portofino este melodia mea preferată și a arătat bucuria Halep, invitată specială la o gală de caritate. Remarcabilul Andrea Bocelli a cântat pentru o audiență privată la internaționalele Italiei în fața 150 de norocoși și invitați, inclusiv câțiva jucători de tenis. Uimitoare interpretare și moment. A fost impresionat Darren Cahill, antrenorul australian, fiind singurul din staful român cei care a însoțit-o pe Simona la un eveniment aparte chiar înaintea meciului cu Naomi Osaka din turul secund al Open-ului Italiei. Echipa de fotbal Dinamo este lider în play-out. Câinii au învins pe Juventus București cu 2-0 și conduc în clasamentul campionatului României cu 44 de puncte. Învinsă de Juventus în Ștefan cel Mare, Dinamo a căutat revanșa în deplasare și Hanga, găsit bine de Nistor, a tras îndrăghia. Portarul gazelor a rămas cel mai ocupat jucător de pe teren și a blocat execuția lui Daniel Popa. Juventus a răspuns prin Constantinescu, dar bara s-a opus golului pe final de repriză. Dinamo a lămurit problema învingătoare în actul secund. Mihai Popescu a trimis cu capul după un corner, mingea a lovit transversala și a intrat în poartă. Centralul Cojocaru s-a consultat cu asistenții și a validat reușita, considerând că mingea a trecut cu toată circumferința linia porții. Elevii lui Bratu și-au dublat avantajul în minutul 72. Nistor l-a executat pe drăghia și Dinamo s-a impus fără emoții cu 2-0. Până la urmă am reușit să dăm două goluri, cu toate că echipa celor de la Juventus a rezistat. E o echipă care stă bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere defensiv. Și ne-a luat ceva timp să-i desfacem și să ne înscriem cele două goluri. Am jucat bine până la gol. N-am reușit să marcăm noi când am avut situația noastră după un joc bun. În prima parte, în minutul 40, dacă noi reușim să marcăm, cred că se putea întâmpla soarta din primul joc care l-am avut cu Dinamo.
Lovitură grea pentru rugby-ul românesc. Pentru prima dată în istorie, stejarii nu vor participa la Cupa Mondială. Federația Internațională a decis că România, Belgia și Spania să nu participe la campionatul mondial din 2019. Cele trei naționale ar fi folosit rugbiștii care nu aveau drept de joc. În cazul României, Siona Faca Osilea a fost jucătorul folosit în 8 rânduri. Rugby-ul românesc a pierdut totul. Nu credeam niciodată că o să-mi închei cariera internațională în fața televizorului. Păcat de lipsa de profesionalism a unora care ar fi trebuit să cunoască regulamentul, a fost mesajul capitanului naționalei Mihai Macovei după aflarea veștii. Șefii rugby-ului din România consideră decizia abuzivă și o vor contesta la Comisia de Apel a Federației Internaționale. Ce vreme vom avea mâine, aflăm chiar acum în rubrica Meteo. Bun găsit! Mâine vremea va fi instabilă și cu șanse mari de precipitații în Republica Moldova. La noapte cerul va fi noros, iar minimele nu vor depăși 13 grade Celsius. Mâine cerul va fi acoperit de nori, dar vor mai apărea și câteva raze de soare pe la prânz. Spre seară, pe arii extinse, va ploua. Maximele vor oscila între 22 și 24 de grade Celsius. La Chișinău, mâine vor fi 23 de grade la prânz, iar cerul va fi variabil. Și în România, vremea va fi instabilă, cerul va fi în mare parte noros și ploios. Maximele vor varia între 18 și 26 de grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvrmoldova.md. Ne puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. În câteva minute, Vasile Munteanu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Iar de la ora 20, nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc!